GP Ișvan alături de Ilie Cenger au fost luați în vizorul DNA și sunt acuzați de evaziune fiscală falsă în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani, toate în formă continuată. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție spun că începând cu anul 2009, GP Ișvan a început să desfășoare acțiuni pregătitoare pentru crearea unui lanț de tranzacționare fictivă prin controlul mai multor societăți comerciale în scopul prejudicierii bugetului general consolidat al statului român. Lanțul de tranzacționare, ce a fost creat și controlat, a cuprins relații comerciale fictive între șase societăți comerciale, una dintre ele fiind SC Iliudi Cris SRL. Evaziunea fiscală s-a realizat prin evidențierea în contabilitatea unui număr de 89 de facturi fiscale falsificate puse la dispoziția lui Kepe Ișvan de către Ilie Cengher. Pe acestea erau înscrise mențiuni nereale privind pretinse livrări de mărfuri. În calitate de administrator al SC Iliudi Cris SRL, Ilie Cengher a întocmit 61 de note de recepție în care a înscris contrar adevărului faptul că s-ar fi recepționat mărfuri pretins achiziționale de la o societate de tip fantomă controlată de inculpatul Chepeișvan. Acestea au fost date contabilului nevinovat pentru a fi evidențiate contabil, iar acesta le-a prezentat organelor de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Harghita, cu ocazia unui control efectuat în perioada 1 februarie 2012, 23 martie 2012. Procurorii DNA au pus sechestru pe mai multe bunuri mobile și mobile ce aparțin celor doi, iar dosarul a fost trimis în instanță.